Ținând cont că astăzi se împlinesc 22 de ani de la 32 de ani de la Revoluția Română, aș vrea să vă ridicați pentru intonarea imnului de stat. Mulțumesc. Aș dori să ținem un moment de reculegere pentru eroii din Revoluția Română. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 527 din 16-12-2021 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședința din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți în sală 33, 2 sunt online și un absent. Având în vedere problemele de pe ordinea de zi, la ședință au fost invitați să participe doamna director Ardeleanu Lenuța, domnul Botezatu Romil, director Serviciu Public Județean, domnul Popa Adrian, managerul Spitalului Județean de Urgență, domnul Ciobănița Corneliu, director Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Bacău, domnul rector Jnakovski Carol, rector Universitatea Vasile Alexandrii, vă salut domnul rector, și directorii și șefii de servicii a direcțiilor de servicii din cadrul aparatului de specialitate. Mulțumesc de asemenea prezenței mass media. Am să dau citire proiectul ordine de zi. La punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 16-12-2021. Punctul 2. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2021, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4-2021 a județului Bacău, proiect de hotărâre privind avizarea normelor devenit valabile pentru anul fiscal 2022 pentru contribuabili persoane fizice care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări, servicii stabilite conform legii numărul 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice numărul 925/2017 și își desfășoară activitatea individual sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică. 5. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 332 metri pătrați din zona drumului județean DJ207F, situat pe raza comunei Filipești și Bereș-Biseța din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău în favoarea societății Mihoc Oil SRL. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare strada industriilor, municipiul Onești. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaun pe pârtia de schi Nemira din Slănic, Moldova, pentru sezonul 2021-2022 a tarifului de parcare. 8. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al județului Bacău în favoarea Centrului de Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești. 9. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al comunei Hemeiuș.
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor de ajutor social aferente semestrului 1 a anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul special de stat din județul Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Comitetului de Coordonare a Grupului de Lucru pentru PLAM, Planul Local de Acțiune pentru Mediu a județului Bacău. 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea PLAM, Planul Local de Acțiune pentru Mediu a județului Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 78/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate a Consiliului Județean și din instituții și servicii publice aflate în subordinea acestuia cu modificările și completările ulterioare. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, instalare de echipamente de climatizare, sterilizare centrală, cheltuieli conexe la Spitalul Județean de Urgență Bacău. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, extindere și modernizare, stație, recepție și stocare temporară de deșeuri medicale, imobil C14, Spitalul Județean de Urgență Bacău. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții, lucrări de extindere și dotare buncăr nou, compartiment de radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Bacău. 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție a aparatului de specialitate a Consiliului Județean Bacău. 18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2022 a concediului de odihnă anuală neefectuat în anul 2021 de către președinte și vicepreședinții Consiliului Județean Bacău. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului între Consiliul Județean Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și ATOP Bacău privind siguranța cetățenilor județului Bacău prin creșterea capacității operaționale la solicitările lor și pentru creșterea capacității de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. 21. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la articolul 6, aliniatul 9, indice 1 din legea numărul 15 privind bugetul de stat pe anul 2021. Proiectul de hotărâre a fost aprobat pe data de 17.12.2021 în ședință extraordinară de îndată, motiv pentru care o să-l retrag de pe ordinea de zi conform articolului 136, aliniatul 1 din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare. Acesta a fost comunicat inițial, dar datorită faptului că au apărut normele de aplicare undeva joi seara cu aplicabilitate imediată, a trebuit să se facă ședință de îndată și se aprobe vineri. Da. Până în ora 13. 22. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 a hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 184 privind aprobarea regulamentului și caietului de sarcini al Serviciului de Alimentare cu apă și canalizări, precum și a indicatorilor de performanță a serviciului. 23. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționarea aparatului de specialitate a structurilor funcționale din cadrul Consiliului Județean Bacău, privind aprobarea Consiliului aprobat prin hotărârea Consiliului Județean numărul 204/2021. Proiect de hotărâre privind trecerea bunurilor aferente obiectivului Ski Park Slănic Moldova din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al orașului Slănic Moldova. Supun la vot proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Proiectul ordine de zi a fost... Vă rog, domnul... E la suplimentare. Supun la vot în conformitate cu prevederile 135 aliniator din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi, următoarele proiecte. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 17.12.2021. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru sportivi și antrenori din județul Bacău care au obținut în anul 2020 și 2021 performanțe deosebite la competițiile naționale și internaționale.
3. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru elevii meritoși din școlile și liceele din județul Vaslui, care au obținut în anii 2020 și 2021 performanțe deosebite, respectiv media 10 la evaluarea națională și la bacalaureat. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre județul Bacău, prin Autoritatea Deliberativă Consiliul Județean Bacău și Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean valabil pentru perioada 1.1.2014 30.06.2019, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 187 per 2012, cu modificările și completările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre, proiectul de ordine de zi suplimentară. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. La punctul 1 de pe ordinea de zi dau cuvântul doamnei Elena Caterina Zara pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16.12.2021. Mulțumesc, domnule președinte. Potrivit dispozițiilor codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, secretarul Unității Administrativ-Teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 16 decembrie 2021. Vă rog, cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Procesul verbal a fost aprobat. Acum puteți să vă prezentați, deci, referitor la incompatibilitate, nu mai dăm citire prevederilor legale, dar înainte de a trece la vot propriu-zis pe celelalte proiecte de hotărâri, ați văzut ordinea de zi, ordinea de zi suplimentară. Cine nu participă la vot? Vă rog. La ce? Acum puteți să spuneți, domnul Gavrilu. Punctul 2 de pe ordinea de zi. Punctul 10 de pe ordinea de zi inițial. Punctul 10 cu ele. Punctul 5 de pe ordinea de zi suplimentară, transportul public prin servicii regulate. Mai sunt alte posibile incompatibilități? Da. Mulțumesc. Am să vă propun următoarea desfășurare, ținând cont de faptul că ați avut la MAP documentele, că la fiecare proiect care a fost prezentat sunt avize favorabile și nu au existat obiecțiuni, din câte știu eu. Am să dau o citire titlul proiectului și îl supunem la vot. Dacă sunteți de acord, continuăm așa. Dacă sunt intervenții pe câte un proiect, înainte de a supune la vot, o să vă dau cuvântul. În regulă? Vă mulțumesc! La punctul 2 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea de bugeturi și venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2021. La rectificarea de pe ordinea de zi, înainte de a supune la vot proiectul de hotărâre, eu am un amendament. Amendamentul este datorat faptului că a apărut hotărârea de guvern prin care s-au repartizat către localități, inclusiv Consiliului Județean, o anumită sumă de bani, e vorba de 4.000, dacă nu mă înșel, 4.000 de lei. Noi, așa cum știți, pentru DGASPC nu am asigurat toate fondurile pentru plata salariilor. S-au plătit salariile nete, dar nu s-au plătit contribuțiile la bugetul de stat. Ca atare, vă propun următorul amendament. La propune modificarea bugetului după cum urmează. La partea de venituri, majorarea veniturilor din sume repartizate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte cu suma de 32.800
88,36 mii lei. Este o sumă care a revenit direct de la guvern către Filarmonică și majorarea veniturilor din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului locale cu suma de 4.000 lei. La partea de cheltuieli, majorarea creditelor bugetare și a creditelor de angajament pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, secțiunea funcționare, cu suma de 7.820.000 lei pentru capitolul bugetar 68 asistență socială, titlul de cheltuială 10, cheltuieli de personal. Disponibilizarea cu suma de 531,64.000 lei a creditelor de angajament și a creditelor bugetare la capitolul bugetar 68 asistență socială, titlul de cheltuială 20, bunuri și servicii pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Am propus acest amendament, n-am mai avut timp să facem rectificarea inițială, să o trecem în bugetul inițial și de asta am ridicat în ședință. Ca atare supun la vot acest amendament. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, amendamentul a fost votat. Ca atare o să trec la votarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău cu amendamentul votat de dumneavoastră. Cine este pentru proiectul de hotărâre? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu amendamentul prezentat mai devreme. La punctul 3 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestru 4-2021 a județului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 4 de pe ordine de zi se prezintă referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind avizarea normelor de venit valabile pentru anul 2022 pentru contribuabil persoane fizice care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări, servicii stabilite conform legii numărul 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și a ordinului Ministrului de Finanțe Publice numărul 925/2017 și își desfășoară activitatea individual sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. Vă mulțumesc. La punctul 5 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 332 metri pătrați din zona drumului județean de J207F, situat pe raza comunelor Filipești și Bereș-Bistrița din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea societății Mihocu Oil SRL. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 6 de pe ordine de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare, strada industriilor, municipiul Onești. Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog. Da. În încercarea de a argumenta utilitatea acestei străzi și a reabilitării, s-a stipulat o eroare, se spune așa. Aceasta este artera principală care este strâmbă din zona industrială în care își desfășoară activitatea societăți ca și Cadomiesa, Raco, King Complex, dar și multe alte persoane juridice cu activitate comercială de importanță semnificativă care contribuie la dezvoltarea economică-socială a județului. Din nefericire,
nu mai putem cita aici Carumul și Rahul. Ar trebui să fie scos. Știu, posteritatea poate se va întreba dacă mai mergeau pe vremea când făceam reabilitarea. Dacă mulțumesc. Să răspunde și să și domnului vicepreședinte ulterior. Știți foarte bine, domnul. În primul rând a mea și ulterior a preluat domnul vicepreședinte Pamfil această zonă. Acum contează mai puțin zona de formă, ci faptul că se realizează acest obiectiv. Nicio problemă, o să facem rectificarea necesară. Important că acea zonă, platforma Onești, așa cum am promis acum un an de zile, atunci când m-am întâlnit pe platformă cu cei care lucrează acolo, cei care încearcă să dezvolte zona, am avut câteva chestiuni pe care le-am pus, am venit în ajutorul dânșilor. 1. Realizarea străzii industriilor. 2. Realizarea unei scheme de minimis care să-i ajute pe dezvoltarea unei afaceri în zonă. Și 3. Micșorarea sau blocarea, trecerea în altă zonă de impozitare a taxelor și impozitelor locale. Alea au fost propunerile noastre. Pe lângă asta am mai avut o altă propunere și să știți că am făcut demersurile necesare. Încă nu suntem în faza în care să fi reușit să ajungă la Comisia Europeană propunerea noastră referitor la memoriu care îl depunem pentru platforma Onești și nu numai, pentru întreg județul, pentru trecerea județului pe o zonă de decarbonizare. Deci asta a fost propunerea noastră. De-aia am ținut să ne reamintim. Foarte bine ați făcut că ne-ați adus în vedere acest lucru. Domnul vicepreședinte, vă rog. Da, am înțeles completarea domnului, de fapt amendamentul domnului Ordeanu. În esență are dreptate dumneavoastră, pentru că denumirile noi le-am păstrat în limbajul popular Raful Caromă. În schimb, acolo se desfășoară activitatea alți agenți economici. E corect abordarea. Așa cum a zis și domnul președinte, eu mă bucur că am ajuns să aprobăm astăzi indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiție extrem de important pentru platforma de la Onești. Și, așa cum a precizat și domnul președinte, ne ținem și de calendarul celălalt pe care ne l-am asumat în fața oneștenilor. Înghețarea taxelor și impozitelor pe care am promovat-o în ședința de taxe și impozite la Onești. De asemenea, înghețarea zonelor de impozitare, pentru că sunt două proiecte distincte. Și, într-adevăr, domnule președinte, a demarat și proiectul de minimis. Urmează să se facă un audit pe această temă. E o procedură mai complexă, într-adevăr, care va dura câteva luni, dar acesta este ultimul pas pentru a ne ține de angajamentele pe care le-am luat în ceea ce privește Orești. Oricum, strada industriilor este un obiectiv de investiție extrem de important și mă bucur că intră în linie dreaptă. Dacă mai permiteți, ați făcut... Vă rog, domnule. N-am știut că ați vrut ca obiectivul reducerea taxelor și impozitelor în zonă și zonarea corespunzătoare pentru impozitarea cât mai mică. Poate trebuia să transmite și consilierilor locale oneșteni, pentru că în ședința de Consiliu Local la Onești, când Consiliul Deliberat au propus ca toată zona industrială să fie în zona D, n-au fost susținuți de consilierii PSD și tot consilierii liberali au propus reducerea impozitelor, pentru că, nu știu dacă știți, sunt la un nivel aproape maxim la Onești. Ori înghețarea lor este de-a dreptul o condamnare a mediului economic de acolo. Noi liberali am propus o reducere a taxelor. De fapt, o revoluție fiscală, dacă să ne gândim, o reducere cu 25% în fiecare an, a diferenței de la maximum și minimum prevăzut de lege. Nici acest proiect nu a fost susținut de consilierii locali PSD. Poate la anul viitor reușim împreună. Mulțumesc! Eu cred că am fost foarte clar în ceea ce am spus. Noi
prin consilierii Partidului Social Democrat, ne-am propus înghețarea taxelor și impozitelor pentru o perioadă de 10 ani. Și acest angajament l-am avut în fața oneștenilor. Și totodată, aceeași zonare, ca să-i spunem așa, pe zona de taxe și impozite, ne-am asumat tot pentru 10 ani. Deci noi nu am... Noi spunem, facem ce spunem și spunem ce facem. Nu am intrat în altă zonă cu reducere, cu stat să vedem. Nu. Am asumat acest proiect. Credem că este cel corect, atât pentru comunitatea locală, cât și pentru investitori. Și la pachet cu celelalte măsuri, cred că va produce rezultate. Dar știați că este nivelul maxim? Aș vrea să fac o simplă remarcă și aș vrea să... Nu suntem la ședința Consiliului Local Onești. Noi am făcut doar o simplă referință, nu putem să decidem noi în locul consilierilor locali de la Onești, cum nu putem să impunem nici primarului de acolo să aibă o anumită, ținând cont că există un impact bugetar și trebuie corelat. Noi când am făcut aici, m-am legat doar de schema de minimis pe care noi am aprobat-o de principiu în Consiliul Județean, tocmai de asta am făcut această referire, pentru că a ținut de dumneavoastră. Noi am aprobat o schemă de principiu care se aplică la Bacău, acum a fost aprobată în Consiliul Local Bacău, urmează să fie aprobată în Consiliul Local Onești. Cealaltă propunere ține efectiv de partea de consilieri locali Onești. Nu neapărat de... Vă rog eu tare mult, haideți să nu mai prelungim această discuție, că o ducem degeaba într-o zonă care ține de Consiliul Local Onești. Ca atare, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Am să propun următorul lucru. Dacă mai avem anumite care nu țin de obiectul la ceea ce propunem, să facem o dezbatere la final, într-o formă mai puțin, ca tocmai pentru rapiditatea desfășurării ședinței. La punctul 7 de pe ordine de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtea de schi Nemira din Slănic Moldova pentru sezonul 2021-2022 și a tarifului de parcare. Propun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 8 de pe ordine de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al județului Bacău în favoarea Centrului Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 9 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al comunei Hemioș. Aici am să fac eu o scurtă intervenție care, dacă ați avut documentele la mapă, ați văzut despre ce este vorba. Cred că după ceva timp se predă către autoritatea locală Hemiuș, HIT-ul, Parcul Industrial, și sperăm cu această ocazie, pe de-o parte, să se dezvolte zona de acolo, îi permite primarului de acolo, primarului, autorității locale, să dezvolte această afacere. Consiliul Județean, așa cum am promis în mandat, trebuie să fie un motor de dezvoltare pentru comunitățile locale, pentru UAT-uri. Atare, mi se pare un lucru corect de a transmite către autoritatea locală parcul industrial, în așa fel încât să-l administreze, să nu mai existe. Știți că acolo a fost tot timpul o problemă legată de faptul că Curtea de Conturi a avut o verificare de ceva timp, s-au pus niște penalități, s-au plătit anumite lucruri din partea și a UAT-ului, cred că și a Consiliului Județean, nu mai știu.
care n-ar fi existat dacă acest lucru, acest parteneri, dacă exista în domeniul UAT Hemeiuș. Am făcut un scurt istoric. Propun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 10 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare. Proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor de ajutor social aferente semestrului 1 anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul special de stat din județul Bacău. Aici am vrea să fac doar o scurtă referire înainte de a supune la vot, fără să dezvolt foarte mult subiectul. Dacă nu mă înșel, cred că este vorba de 332 de beneficiari al proiectului, al burselor sociale. Și este binevenit, mai ales în această în perioada înainte de Crăciun. Bun. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 11 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Comitetului de Coordonare și a Grupului de Lucru pentru Planul Local de Acțiune pentru Mediul a Județului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 12 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 13 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 78/2019 privind stabilirea salariului de bază pentru personalul din aparatul de specialitate a Consiliului Județean și din instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acestuia cu modificările și modificările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 14 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, instalarea de echipamente de climatizare, sterilizarea centrală, cheltuieli conexe la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat așa cum v-a fost prezentat. La punctul 15 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, extindere și modernizare, stație, recepție și stocare temporară pentru deșeuri medicale, imobil C14, Spitalul Județean de Urgență Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 16 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru obiectivul de investiții, lucrări de extindere și dotare buncăr nou, compartiment radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 17 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție a aparatului de specialitate a Consiliului Județean Bacău. Fac mențiune la acest proiect că nu se modifică nimic din structură, ci se modifică ca urmare a promovărilor în cadrul, conform legii, în cadrul aparatului de specialitate. Deci supun, dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Se supun la punctul 19 de pe ordinea de zi, se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2022 a conceptului de odihnă anual neefectuat în anul 2021 de către președinte și vicepreședintele Consiliului Județean Bacău. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 20 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului între Consiliul Județean Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și ATOP pentru siguranța cetățenilor județului Bacău, pentru creșterea capacității operaționale la solicitările lor și pentru creșterea capacității de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Aici am să fac eu o scurtă referire ca să știți despre ce este vorba, deși ați avut și referatul la mapă și documentația aferentă. În ATOP a fost propunerea ca autoritatea deliberativă și evident și executivul să participe la creșterea siguranței cetățeanului și noi ne referim la contextul creșterii siguranței în circulației și așa că s-a propus achiziționarea a două pistoale de viteză și a unor veste reflectorizante pentru participanții la trafic, plus detectoare de alcool, dacă nu mă înșel, domnul Izboranu este cel care poate să ne mai spună mai mult, dacă doriți să luați cuvântul. Mulțumesc pentru cuvânt, domnule președinte. Dragi colegi, în afară de cele spuse de domnul președinte Valentin Ivancea, vor mai fi achiziționate două aparate pentru detectarea celor care consumă substanțe interzise. Acestea sunt bunurile care dorim să venim în sprijinul IPJ-ului în această colaborare dintre Consiliul Județean, IPJ și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Bacău. Mă scuzați. Da, mulțumesc, domnul consilier Județean. Am să supun la vot proiectul de hotărâre. Cred că este binevenit, ținând cont de situația. Această idee a plecat de la, știți, accidentul ăla grav care s-a întâmplat acum câteva luni de zile, care ne-a marcat pe toți. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Din grabă am sărit un punct. Supun la punctul 18 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 21 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 a hotărârii Consiliului Județean numărul 184/2010 privind aprobarea regulamentului și a caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a indicatorilor de performanță a serviciului. Supun la vot, dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 22 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate și a celorlalte structuri funcționale din cadrul Consiliului Județean pentru aprobarea prin hotărârea Consiliului Județean numărul 204/2021. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La
Punctul 23 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind trecerea bunurilor aferente obiectivului Ski Park Slănic Moldova din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al orașului Slănic Moldova. Aici am să dau cuvântul domnului vicepreședinte Gelu Panfil. Fac cu același principiu pe care l-am aplicat și la HIT, la Hemeiuș, încercăm ca și Consiliul Județean să devenim, și asta și trebuie să fim, un motor de dezvoltare pentru autoritățile locale. Aici domnul vicepreședinte Panfil a avut un rol determinant în acest proiect, ca atare îi dau cuvântul dânsului. Vă mulțumesc. Da, proiectul nu este cu titlu de noutate. Noi am mai adoptat o hotărâre de principiu în ceea ce privește predarea părtiei către UAT Slănic Moldova. Demersul este practic coinițiat de cele două autorități, județul Bacău și Slănic Moldova. Așa cum a precizat și domnul președinte, atributul principal al Consiliului Județean este acela de motor de dezvoltare, de implementator de proiecte, ca să spun așa, după care cred că managementul de principiu ar trebui să revină la unitățile administrative teritoriale pe raza cărora se află aceste investiții, pentru că eu cred că așa managementul poate fi unul performant. Unitățile administrative teritoriale știu cel mai bine ce ar mai trebui făcut, cum ar mai trebui făcut și cum ar trebui să managerieze mai bine un asemenea proiect, motiv pentru care am promovat proiectul de hotărâre. Evident, acesta este proiectul de hotărâre final, după o lungă perioadă în care am făcut schimb de informații, ca să zic așa, pentru că e un proiect de anumită complexitate. Nu se predă numai un obiectiv, sunt o grămadă de bunuri acolo, situații economice și așa mai departe. Vă mulțumesc! Da. Da, domnul consilier județean, vă rog. Dacă tot ne despărțim așa de investiția asta, aș vrea să mi se prezinte un raport la proxima ședință privind rezultatele economice ale investiției de-a lungul timpului. Să știm ce predăm. Care a fost performanța și să vedem ce performanță obține autoritatea locală. Noi credem că va obține rezultate mai bune pentru că știm capacitatea managerială a primarului nostru. Mulțumesc! O să rămâne surprins, domnul consilier județean. Să știți că și eu am încredere în capacitatea managerială a primarului de acolo. Sunt convins că dânsul va administra mult mai bine părtea de schi. Tocmai ăsta a fost rostul pentru care am predat această investiție. Consiliul Județean nu trebuie să aibă calitatea de administrator a unei investiții unde nu-i pe raza autorității locale. Autoritatea locală știe cel mai bine ce poate să facă. Tocmai de asta a fost și această propunere și face parte, după cum ați văzut, dintr-o politică de restructurare a activităților Consiliului Județean, de dezvoltare și restructurare, pentru că asta înseamnă și un aparat pe care îl ții și ați văzut și noastră. Noi am aprobat în Consiliul Județean și o restructurare cât s-a putut în aparatului de specialitate. Pe de altă parte, cred că și în zona de activități pe care noi le desfășurăm, trebuie să devenim cât mai supli și cât mai flexibil în a administra anumite lucruri, ca anumite investiții. E de remarcat, dacă nu mă înșel, investiția de acolo are o valoare de, sper să nu greșesc, vreo 5 milioane de euro, dacă nu mă înșel, care vine pe raza UAT Slănic Moldova și nu face decât să impulsioneze investițiile din zonă de către investitorii privați în acea zonă. Noi nu avem posibilitatea să putem ajuta altfel investitorii privați. Așa cum am spus și în decursul anului și de la început,
că vom încerca să devenim un motor de dezvoltare prin investițiile pe care le facem pe raza localităților. Și o să vedeți că o să mai urmeze asemenea tipuri de investiții. Asta era, dacă nu mă înșel, noi ne străduim și aici, repet, este meritul domnului vicepreședinte Panfil, atât Hitul cât și Slănicu am încercat să facem de așa natură încât să fie win-win. Un parteneriat win-win îl predăm. Asta nu înseamnă că noi ne-am luat mâna de pe zona Slănic. Încercăm să sprijinim investitorii de acolo. Mulțumesc, dacă nu sunt alte intervenții, aș supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat în formă prezentată. La punctul 24 de pe ordinea de zi, suplimentară, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 17.12.2021. Nu aș mai da cuvântul doamnei secretar general, aș supune direct la vot procesul verbal, dacă nu sunt obiecțiuni, supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de procesul verbal a fost adoptat. Aprobat, mă scuzați. Vă mulțumesc. La punctul 25 de pe ordinea de zi suplimentară se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru sportivi și antrenori din județul Bacău care au obținut în anii 2020 și 2021 performanțe deosebite. La competițiile naționale și internaționale. Eu știu, cred că nu greșesc, anul trecut nu am premiat sportivii din lipsa fondurilor. Știu că atunci, nu, și dumneavoastră cunoașteți foarte bine situația, că aveam tot așa un deficit de fonduri pentru anul 2020, tot pe zona DGASPC. Știu că atunci am făcut tot felul de rectificări, tocmai ca să închidem bine anul și pentru DGASPC. Ca atare, anul ăsta, am avut inițiativa de a premia sportivii și de a extinde premierea sportivilor la nivelul județului Bacău. Fac un singur, nu amendament, deși ca amendament, nu au încăput chiar tot ce trebuia să încapă în aceste propuneri de premiere, și din cauza fondurilor și din cauza faptului că ne-au sosit informațiile târziu și mă refer la CSS Unești, unde o să facem o acțiune separată în anul 2022, în ianuarie. Sperăm că avem toate datele complete și înainte de, tocmai pentru faptul că au mai apărut și alți sportivi care îndeplineau condițiile legale de premiere, înainte de a supune la vot proiectul de hotărâre, am să dau citire unui amendament. Ne-a sosit ieri și nu mai aveam cum să completăm această hotărâre ca atare. Fac următorul amendament, având în vedere adresa Clubului Sportiv Municipal Bacău, numărul 4161 din 22.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bacău, cu numărul 24.867 per 22.12.2021, se propune următorul amendament la hotărârea privind instituirea și acordarea premiilor pentru sportivi și antrenori din județul Bacău, care au obținut în anul 2020 și 2021 performanțe deosebite la competițiile naționale și internaționale. Se instituie acordarea premiilor pentru sportivi și antrenorul secției kickboxing la Clubul Sportiv Municipal Bacău, care a obținut locul 1 la Campionatul Național de Kickboxing organizat în 2021 de Federația Română de Arte Marțiale de Contact, după cum urmează. Locul 1. Bosnia Neculai, locul 1, ca 1 senior, 75 de kilograme. 2. Matei Florin, locul 1, K1 senior, 94 de kilograme. PAL Ana Maria, locul 1, K1 senior, 60 de kilograme, Cupa României Ring. Buzdugan Cezar, locul 1, K1 senior, 74 de kilograme.
și locul 5, Mardare Dorinel, antrenor kickboxing, clubul SCM, Clubul Sportiv Municipal Bacău. Am să spun și suma, 200 de euro pentru fiecare. Se aprobă alocarea din bugetul propriu al județului Bacău a contravalorii sume de 1000 de euro, reprezentând premiile pentru performanțele deosebite acordate sportivilor nominalizați. Valoarea totală a premiilor propuse prin hotărârea de Consiliul Județean este de 14.570 de euro. Supun la vot proiectul de hotărâre, amendamentul, mă scuzați. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Amendamentul a fost adoptat. Ca urmare am să trec la votarea hotărârii, proiectului de hotărâre de Consiliul Județean în forma amendată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Să știți că chiar sunt bucuros pentru aceste premii, că am găsit fondurile necesare pentru a premia sportul, ținând performanțele în sport, ținând cont de faptul că suntem totuși într-o zonă pandemică și partea de sănătate este extrem, extrem de importantă. Ca atare, prin sport putem să trecem mai ușor prin boală. O singură completare. Vă rog, domnul. Pentru o chestiune de formă, nu este vorba de sportivi de la CSS Onești, de la CSM, este Clubul Sportiv Municipal. Noi, e o chestiune de mecanică. Mulțumesc, domnul vicepreședinte. Da. Deci am supus la vot? Da. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 26 de pe ordinea de zi suplimentară se prezintă referatul de aprobare în proiectul de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru elevii meritoși din școlile și liceile din județul Bacău, care au obținut în anul 2020 și 2021 performanțe deosebite, respectiv media 10 la evaluarea națională sau la bacalaureat. Aici am să fac eu o specificare. Domnul consilier județean Bârzu a venit în ședința de Consiliul Județean cu două ședințe, dacă nu mă înșel, cu această propunere. Inițial, pentru anul 2021, era... Și atunci și consilierii județeni PSD au achiesat la această propunere și au propus și pentru anul 2020, ca să nu avem, știm că nu s-a dat atunci, a fost o propunere, nu s-a putut aloca fonduri, n-am avut de unde, și ca atare premiem 2020 la propunerea consilierilor județeni PSD și la propunerea domnului consilier județean Bârzu pentru anul 2021. Dacă nu mă înșel așa, pentru a face un... să știm cam ce număr de elevi sunt premiați, cred că undeva la... ne uităm în referatul de aprobare, undeva 37 cu totul. 7 pe anul 2021 și 30 pe anul 2020. Da. Supun la vot proiect. Vă rog, domnul consilier. Da, vreau să spun că sunt bucuros că a ajuns la ordinea de zi premierea elevilor. Sunt elevii cei mai buni din municipiul și județul Bacău, copiii de nota 10, care cu siguranță vor face istorie, deja e un început de istorie obținând acest 10 la bacalaureat și evaluare națională. Vreau să vă spun că inițiativa a fost semnată de mine, dar cu inițiatori sunt și colegii mei, dar din punctul de vedere, spun astăzi la vot, consider ca inițiator pe tot Consiliul Local, pentru că consider pe Consiliul Județean, să obișnuim de Consiliul Local. Ce problemă? Să facem ședinții comuni, ca să da, și vreau să vă spun că educația nu are culoare politică și cred că local va vota și va sprijini acest proiect. Mulțumesc! Vă rog, doamna consilier județean.
Eu vreau să fac o precizare în solicitarea pe care am văzut-o pe materiale încărcate pe mail la domnului consilier Ilie Bârzu. Prezintă generic ideea de evaluare națională, acordarea premiilor pentru 2020 inclusiv 2021 pentru examenul de evaluare națională pentru copiii de clasa a 8-a se aprobă, vedem imediat astăzi, pentru că mai avem examene de evaluare națională la clasele 2, 4, 6 pentru clarificarea situației, ceea ce grupul consilierilor județeni PSD au propus, se referă la evaluarea națională pentru examenul de clasa a 8-a, pentru elevii de clasa a 8-a, ceea ce viza în mod sigur și domnul consilier Ilie Bârzu. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul consilier județean Olteanu. Mulțumesc, domnul președinte! Vreau să semnalez faptul că aceste premieri se fac în baza unui hotărâri din 2002, amendat în 2001, amendat în 2011. Cred că ar trebui să mai amendăm o dată. Sumele totuși sunt mici. 200 de euro pentru un absolvent care muncește 4 ani de zile și obține 10, cred că 200 e prea puțin. Gândiți-vă câte zile muncește în 4 ani, cam câte ar veni pe zi. Așa că acum nu mai putem corecta, vom veni cu un proiect de hotărâre de modificare. Anul ăsta rămâne așa. Da, mulțumesc frumos. Haideți să vă fac o referire. Știți, astăzi am ținut așa să fie o ședință solemnă și să îndepărtez cu totul orice altă interpretare politică sau politicianistă din ședință. Tocmai de asta vreau să fac următoarea precizare. Domnul consilier Bârzu, am vorbit săptămâna trecută cu dânsul și am spus că nu cred că am posibilitatea să suport aceste sume. Corect? Domnul consilier județean. Cu atât mai mult cu cât nu putea să fie premiați doar cei 7 elevi care au obținut note de excepție la nivelul județului. Ca atare a venit și propunerea consilierilor județeni PSD în același mod și cu precizarea pe care a făcut-o doamna consilier județean Anca Egarmi. Cred că a întrunit sufragiile tuturor că noi trebuie să premiem performanța în învățământ. Cum, cât și în ce condiții, în funcție de necesități, de posibilități. Ceea ce am făcut acum, am făcut pe baza unui regulament care a fost în dezbatere publică atunci și care nu mai putea fi amendat cu vreo altă sumă. Că e mult, că e puțin, e totuși o recunoaștere în afară de bani a meritului elevului din județul Bacău. O să vedeți că noi o să modificăm și o să supunem în dezbatere publică anumite regulamente, regulamentele care țin și de premieri, tocmai pentru a avea o, să zic așa, o reprezentare la nivel național. Știți, noi nu suntem, suntem autoritatea locală, dar nu suntem autoritatea locală municipală care să vină să premieze elevii de la nivelul municipiului, știți, pe așa cum se procedează în Consiliul Local sau cum ar trebui să se precizeze. Noi trebuie să scoatem în evidență performanța care aduce prestigiul județului. Ca atare, următoarele regulamente care vor veni și le vom supune dezbaterii publice va avea în principal acest lucru. Și în condițiile în care noi, de comun acord cu noastră, vom stabili un cuantum care să fie suportabil de bugetul județului, pe de-o parte, dar și de condiții, în așa fel încât condițiile să fie extrem de, nu neapărat stricte, dar care să reprezinte ceva. Nu pot, la un moment dat, să spun că așa se întâmplă. Știți, vedeți, acum, lăsând deoparte orice altă discuție, parcă în ultimul timp în învățământ se lucrează doar între 9 și 10.
Nu mai există note de 6, nu mai există note de 5, ori există 2, ori există 10. Știți, tocmai de asta, cred că la un moment dat s-au aplatizat anumite lucruri. Ca atare, noi vom propune o modificare de regulament, vom modifica regulamentul care să promoveze performanța. Și județul la nivel național. Și internațional, evident. Vă mulțumesc, asta a fost precizarea. Totuși, supunem la vot. Numai o singură precizare, dacă îmi permite. Domnul președinte, domnul Teanu, până la urmă, el e din față pentru ei. Și eu și dumneavoastră am învățat pentru noi. Noi nu am apucat de aceste stimulente. Faptul că se dau, un cuantum semnificativ, până la urmă, 1000 de lei nu sunt de aici, de acolo. Vă rog să observați că la municipiul Bacău nu s-au dat. Nu au fost găsite resurse. Noi, Consiliul Județean, am găsit soluții și am rezolvat. Da, mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 28, și îmi cer scuze, domnul rector, că a fost ultimul de pe ordinea de zi, dar unul dintre cele mai importante proiecte de pe ordinea de zi suplimentară, supun la vot. Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, mă scuzați, punctul 27 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre județul Bacău prin autoritatea sa deliberativă, Consiliul Județean Bacău și Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Această colaborare, înainte de a supune la vot, eu vreau să-i mulțumesc domnului rector, cum vreau să-i mulțumesc și domnului președinte al Senatului pentru deschiderea pe care au avut-o, privește în primul rând o colaborare care să ducă spre zona de cercetare, dezvoltare a județului și vreau ca anumite soluții ne-am dus pe zonele pentru noi sensibile, zona de mediu, zona de IT, zona de digitalizare, o colaborare directă cu compartimentele, cu direcțiile, cu facultățile pe care le are în subordine domnul rector și Universitatea Vasile Alexandrie. Totuși, dacă tot l-am ținut pe domnul rector până acum, aș vrea să-i dau și cuvântul, dacă dânsul este de acord, și să prezinte pe scurt protocolul de colaborare. Vă mulțumesc, domnul rector. Vă mulțumesc mult pentru invitația, de a participa la această ședință. Este primul protocol important pe care are Universitatea cu o autoritate județeană, locală sau de alt tip. Am mai avut foarte multe proiecte. Cu Consiliul Județean, înainte de pandemie, desfășuram proiecte aproape lunar. Tot felul de activități care se desfășurau în cadrul universității. Începând cu pandemia, aceste activități nu s-au mai putut ține, multe proiecte au fost abandonate. Acum nu vorbim de proiect, vorbim de un protocol de colaborare care se dorește să sprijine comunitatea județeană, comunitatea regională. Noi dorim să sprijinim regiunea prin responsabilitatea socială a universității, care se dorește să fie un vector de dezvoltare, atât local, atât județean, cât și regional. Acest lucru este în strategia universității noastre de mulți ani, dar am avut foarte puțin deschise ușile către multe autorități de stat. Acum, în ultimii ani, colaborările au început să meargă nu bine, ci foarte bine. Și Universitatea a înființat prima școală doctorală Ingineria Mediului, deci în România. La Bacău s-a făcut prima școală doctorală din Ingineria Mediului. Am avut acreditarea lunile trecute și școlile doctorale din cadrul Universității din Bacău au fost reacreditate pe 5 ani în continuare. De asemenea, avem preocupări în domeniul tehnologiei informației și nu ascundem faptul că digitalizarea este o problemă
foarte importantă. Suntem în Revoluția Industrială 4 pe care o sărim. Sărim în Revoluția Industrială 5. Ce înseamnă această Revoluție Industrială 5? Nu mai înseamnă digitalizare, ci coabitare cu inteligența artificială. Și nu va fi doar o coabitare, ci și o concurență. Intrăm în concurență directă. Lucru care nu s-a întâmplat până acum și vor apărea noi provocări. De asemenea, suntem supuși altor provocări legate de scumpirea energiei. Universitatea chiar a propus un proiect cu Polonia și Italia privind găsirea de surse alternative de energie pentru încălzirea spațiilor publice. Deci nu este doar un protocol de formă, este un protocol care a început deja să funcționeze. Vorbim despre universitate. Universitatea a împlinit anul acesta 60 de ani. Mulțumesc Consiliului Județean pentru sprijinul acordat în realizarea manifestărilor dedicate acestei sărbătoriri. Ne pare rău că n-am putut să vă invităm pe toți, deoarece s-au desfășurat într-un cadru foarte restrâns. Suntem o instituție publică care funcționăm cu venituri proprii, ne autogestionăm. Noi nu suntem instituție bugetară, deci avem venituri proprii. Veniturile se formează din alocația bugetară pentru studenții bugetari și din taxă. Nu primim bani special pentru salarii, pentru utilități. Noi trebuie să ne gestionăm. Suntem o universitate antreprenorială. Acordăm, de asemenea, peste 2000 de burse anual. O bursă minimă este acum de 600 de lei pe lună și aceste burse se acordă pe o perioadă de cel puțin 6 luni de zile. Deci există condiții de studiu în învățământul superior, spre deosebire de învățământul preuniversitar. Nimeni nu poate să spună că nu are resurse financiare și materiale să facă o facultate. La ora actuală, cei cu probleme sociale pot cumula și bursa de merit și, în total, un student poate ajunge la o bursă de 1200 de lei pe lună. Iar, de asemenea, noi putem oferi burse de studii în străinătate și aici iar mulțumim Consiliului Județean Bacău, deoarece decontează transportul studenților din județul Bacău, care se duc în programele Erasmus și acest lucru se întâmplă de foarte, foarte mulți ani. De asemenea, acești studenți, pe lângă cele două burse, mai pot cumula și o bursă de deplasare. Deci pot ajunge la un quantum de burse de 1800 de lei din partea universității. Este un efort foarte, foarte mare. De asemenea, trebuie să știți că universitatea este o entitate și economică destul de puternică, are un buget de peste 70 de milioane de lei anual, care bani care rămân în Bacău, în marea lor majoritate, și în plus, universitatea mai atrage și proiecte naționale și europene. Am căutat să ne dezvoltăm structura programelor de studii pe 5 facultăți care să asigure resursa umană necesară județului. Astfel avem 36 de programe de licență, 26 de master și 2 programe de doctorat. În domeniul doctoratului, în anul următor, vrem să mai înființăm 2 școli doctorate. Deja avem conducătorii de doctorat suficient de mulți, care sunt la alte universități și vrem să-i aducem, cum se spune, acasă, să facem o școală doctorală în filologie și una în educație fizică și sport. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul acordat și vă rugăm să apelați la noi. Suntem o instituție apolitică, oricine este binevenit.
este sprijinit, este ajutat și suntem dispuși la colaborări și proiecte în orice domeniu. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația în seara. Mulțumesc, domnule rector. Eu apreciez într-un mod deosebit colaborarea cu noastră și nu o spun într-un mod formal, cum nici protocolul, acest protocol nu este realizat într-un mod formal, ci este realizat într-o formă în care chiar să ne ajute ca și județ. Eu am creat, și știți, prin votul nostru s-au aprobat 4 servicii care se ocupă de dezvoltare, 4 servicii fiecare pe un anumit domeniu, fie că vorbim de mediu, fie că vorbim de tranziție verde, fie că vorbim de digitalizare sau dezvoltare durabilă, toate aceste servicii sau relații externe se vor consilia și se vor ajuta cu universitatea, pentru că acolo noi chiar găsim know-how, putem să aducem la nivelul județului ceea ce dânsii au prin știință și chiar vreau să avem o colaborare îndelungată. O să venim în fața dumneavoastră, sperăm, acesta să fie doar un prim pas și o să vin în fața dumneavoastră cu o colaborare cu mai multe universități pentru dezvoltarea zonei de sănătate. Nu vreau să spun mai multe acum, pentru că până nu se materializează, ar fi impropriu să vorbesc de ceva care va fi pe viitor și nu știu dacă se va materializa cât și cât de curând. Dar noi ne străduim în acest sens. Am desemnat prin dispoziție de președintele Consiliului Județean ca președintele Consiliului de Administrație în cadrul spitalului să fie domnul profesor doctor universitar Nedev și împreună cu domnul rector Carol Șnăcovski în calitate de înlocuitor a dânsului atunci când nu poate participa la ședințele Consiliului de Administrație, tocmai pentru a da o greutate Consiliului de Administrație și o colaborare intrinsecă cu universitatea. Vă mulțumesc încă o dată și să știți că ne bazăm pe noastră. Nu trebuie să mulțumesc pentru colaborare, ci trebuie să știți că e o colaborare care folosește ambilor autorități locale, cât și universității. Vă mulțumesc și eu. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Ultimul pe ordinea de zi de astăzi, ordinea de zi suplimentară, se prezintă referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean valabil pentru perioada 1.1.2014 30.06.2019, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 187/2012 cu modificările și completările ulterioare. Am să fac o singură intervenție la acest proiect de hotărâre. Vă rog să ne credeți că eram la un moment dat într-o situație limită cu prelungirea programelor de transport, tocmai că nu exista o prevedere legală prin care să prelungim. Acum, prin hotărâre, s-a aprobat prelungirea programelor. Ca atare, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Ordinea de zi a fost epuizată, dar nu aș vrea să epuizez această ședință înainte de a vă mulțumi pentru întreaga colaborare atât aparatului de specialitate, doamnei secretar general, colegilor mei, vicepreședinții Consiliului Județean și dumneavoastră, stimați colegi, consilieri județeni. Ca atare, înainte de a vă invita în lobby-ul aceste locații, am să invit să vă colinde un grup de colindători din județ. Vă mulțumesc! Bine ați venit! Haideți, urcați pe scenă! Yes.
de Plătușene. Și am venit să vă aducem un strop de bucurie prin care ne cântăm. Haideți, intrați înăuntru, mai ai un copil de acolo. Domn, domn, domn din cer.
Să știți că chiar sunt emoționat. Mulțumim frumos, mulțumim și vă dorim și noi sărbători cu bine. Nicoleta, te rog, eu te să te ocup de oficii, da? Stimați colegi, eu vă doresc sărbători cu bine și vă invit împreună cu presa în partea dreaptă a acestei săli de ședință. Vă mulțumesc încă o dată pentru colaborare. Și să ne dorim ca la anul să fim sănătoși și să realizăm mai multe decât am reușit anul ăsta. Mulțumesc! Mulțumesc.